Ziua porților deschise s-a desfășurat în campusul universitar de pe alea Universității numărul 1, în corpurile A și B, și a avut ca scop prezentarea ofertei educaționale pentru sesiunea de admitere 2018. Rolul meu aici este de a promova specializarea jurnalist din cadrul facultății, dar nu numai. Eu promovez întreaga facultate de litere, întrucât mă identific cu ea. Anul acesta avem și o noutate, în sensul în care aducem elevii de la clasele a 11-a și a 12-a pentru a experimenta o perioadă de studenție cu noi. Efectiv, îi aducem la cursuri sau seminarii de anul întâi, care pot fi și pe înțelesul lor. Au fost foarte mulți, avem în jur de 30, și dintre care 15 interesați să vină la specializare să experimenteze ceea ce am spus. Noi nu ne-am deschis doar specializării, ci tuturor celor 16 facultăți. Proiectul pe care eu l-am inițiat se numește Busola și în cadrul ei ne-am propus să aducem elevi și să-i orientăm către toate cele 16 facultăți. Așa că elevii care doresc să vină la Universitatea Ovidius pot merge până la sfârșitul anului la cursuri să experimenteze această perioadă de studenție. Au fost puse la dispoziție servicii de informare, orientare și consiliere pentru alegerea facultății, iar pentru a fi siguri că iau cea mai bună decizie, viitorii studenți au putut interacționa cu actualii studenți care le-au împărtășit din experiența lor universitară și câte puțin din ce presupune aria curriculară a fiecărei specializări. Deocamdată nu știu ce-mi rezervă viitorul și vreau să cunosc cât mai multe ramuri și mai multe facultăți, să știu să fiu pregătit de pe acum. Cât timp ți-ai petrecut astăzi pe aici? Doar ce am început, dar am văzut niște fețe de studenți foarte dornici să cunoască liceeni, da, și amabili și sociabili, da, și abia aștept să încep. E un domeniu anume care te atrage în mod special? Medicina. Dar sunt deschisă să cunosc și alte domenii, de ce nu? Rectorul Universității Ovidius din Constanța, domnul Sorin Rugina, a mai menționat că această acțiune va fi urmată de o campanie de promovare în liceele din județul Constanța.